Așa arată adevărata teroare în secolul 21. Kim Jong-un a executat 5 oameni din echipa sa după eșecul summitului de la Hanoi. Considerați responsabil pentru eșecul acestuia, liderul de la Phenian l-a executat pe trimisul său special la Washington și alți 4 diplomați nord-coreeni care au participat la negocierile la nivelul grupurilor de lucru pentru pregătirea celui de-al doilea summit America-Coreea de Nord din februarie. De asemenea, Kim Jong-un a decis ca un înalt funcționar și partener de dialog al secretarului de stat american Mike Pompeo în pregătirea summitului să fie supus muncii forțate și educării ideologice. Mai mult de atât, liderul nord-corean ar fi ordonat și o curățare masivă pentru a distrage atenția de la nemulțumirea și tulburarea existente pe plan intern. Menționăm că cele 5 executări sunt primele după 6 ani de o așa numită libertate.